Și mănânc o masă sau mă plimb în oraș și trei de astea. Deci, vreau să vă spun ceva, da? La toată lumea interlopă. Puteam să vă spun pe WhatsApp, dar repet, nu vreau să fiu asociat cu voi în niciun fel. Da? Repet. Acest mesaj este doar pentru șmecherii cu nume mare. Da? Plecați din țară, părăsiți țara până după alegeri. Da? Două săptămâni, trei, o lună, două. Da? Că vă duceți la pușcărie toți, nevinovați. Da? Vă bagă ani pe capul vostru, nevinovați. Da? Asta e țara polițienească. Aici se face dosare la comandă. Aici vă distruge copilașii voștri, e păcat de voi, că mulți dintre voi știu că v-ați lăsat la mâna voastră, ca și toată lumea, da? Vreți să vă creșteți copiii, să muriți acasă. Bă, băieți, plecați mă din țară câteva zile, că vin alegerile și vor ăștia să dea clanuri. Să le spele creierul la prostime, la fraieri din nou, ai înțeles? L-a arestat pe Nuțul, l-a arestat pe Cutare, l-a arestat pe... Băieți, cum a făcut cu băieții? Parcă făcuse ia tot rău din lumea asta, sau ce... Ca un Caran, ce făcut eu? Că nu, Caran între mine, da? Bagabont, între ăla. Mai mult respectul ăla, care a rămas de mult, știi? N-a făcut oamenii nimica, da? Deci nu dăunează societății, da? Nu sperie lumea pe stradă, noi ne speriem de oamenii din Parlament. Ai face lumea de disperare? A ajuns să ducă în Parlament să dea foc, da? Nu mai merge ca alte dăți, că s-a deșteptat lumea să dați clanurile sau Pănuțu exemplu. Nu mai merge să-l dați Pănuțu exemplu. Că s-a lovit o pasăre și el a luat o rănită pe drum, că știe toată lumea că iubește animalele și astea. S-o dai în GPS, în cai, în vrăjeală de asta, să poți să intri în curte, să-i arunci ceva, microfoane. Sau... Băi, băieți, nu înțelegeți că s-a deșteptat lumea? Băieți ăștia de la DICOD, de la crima organizată, etc. Înțelegeți că nu mai puteți să mințiți nici copiii, dar să mințiți poporul, prostimea. Înțelegi? L-am arestat pe Cutărița lui Caran, exemplu de periculos, sau pe Nuțu, sau pe... Bă, lăsați-mă vrăjeala asta, arestați parlamentarii care am fomentat țara. Ha? Vă dați, mă, exemple clar, mă, lăsați oamenii în pace, că s-au lăsat la mâna lor. Ha? A, numele pe care îl poartă, trecutul, nu poate să-l schimbe nimeni, da? Dar lăsați vrăjeala asta înainte de alegeri cu Nuțu, cu percheziții, cu vrăjelile astea, că nu mai merge la... Ia-ți îmbătrânii pe aia doi, le-ați luat puterea din ei, le-ați luat viața din ei. Statul trebuia să-i plătească lui Nuțu și lui Sile, că a făcut dosare la comandă și la clanurile astea care sunt maltratați, pus la zid, distruși. Bă, voi știți, mă, ce înseamnă să te ia în de zile la pușcărie? Hm? Pachete, copiii, familia, ți-o îngenuchează, bă, ți-o pune la pământ, bă. Te distruge, mă, la propriu. Voi nu știți, nu mai dați cu hate când arată pe Cutăriță sau pe Cutăriță. 10.000 de tap dau drumul la chat. 10.000 de tap-tapuri dau drumul la chat. Lăsați-mă vrăjeala asta înainte de alegeri, da? M-ați făcut cu băieția lui Caran, vulvă. Vrăjeală. Adică dacă eu vorbesc cu unul care ăla o arde cu femei de produs sau ăla cu cârnați, am eu vreo vină. Bă, știu și un prieten de acolo, sau aici la masă, pun. Pui o convorbire în care ăla vorbește cu fisul, bă, și e acuzat de 100 de fapte. Bă, înțelegeți, mă, băieți? Ca să înțelegeți, da? Că chiar e nevinovat să-mi dai acolo. Acum a aruncat-o cu Nuțu, cu pasărea în curte. Ai înțeles? Cu calul, cu GPS, vrăjeală că vine alegerile. Mai mergem, mă, să păcăliți prostimea, mă. Lăsați-mă vrăjeala asta, băi. Dați-mă lumea jos de la putere, care au distrus țara, am fometat-o, a vândut-o, da? Că mai merge, hai să-l dăm pe Nuțu exemplu sau pe Cutărița lui, da? Nu, mai gata, vedeți-vă de treaba voastră, că nu mai merge. Primit ordin de la șeful să dăm și noi pe cineva mare, pe Nuțu. Că lumea nu știe... Noi chimii, îi spunea lui ăla Gabor, dă-mi și mie pe unul cu un pliculeț. Păi la lângă mine și lângă Moren. Și el îi spune, păi ți-am dat ieri unul, mai dă bă unul, pe aia intru peste voi, iau drogurile. Așa e. Bă, mă nebunit să mă arăne putând. Și zilul ăla, după ce pleacă garda, ce-ai zis, mă, ăla?
Băi, mai dau câte un drogat ăsta, câte un pliculeț să-i facă un dosar. Ne lasă în pace, Costin. Nu ne pune să leagă praful de... Cum îi face dosar la amărâtul ăla? Îl dai pe ăla să-i facă dosar aiurea? Ca să aibă ăsta, vezi, Doamne, ce să-i spună lui șeful lui? Păi ce țară e asta? Așa și ăștia, primiște ordine de sus, pe cineva mare să... Stea pe aia să vadă fraierii, că am făcut și noi ceva, dă-l pe nuțul, dă-l pe cineva. Bă. Păi, domne, nu mai avem cu ce, că nu mai face nimica. Inventează! Înțelegi? Și bunăște, ne-am săturat de țara asta, o să fugim din ea, să vă lăsăm singuri aici, pe toți! De câte ori s-o încărca și la știe și au zis că... La putere! Cum mai merge să păcălești poporul cu nuțul? Are calul GPS de copii mici. Bă, nu vei bă rușine, dă-i mă judecată la Strasburg, bănuțule, că tu trebuia să scoți toți bănuții tăi și toți anii tăi și ai lui frate tot, trebuia să-i scoți numai de la Strasburg, de la statul român. Da? În fiecare an, dă-l pe nuțul, dă-l pe duduienii, dă-l pe caranii, dă-l pe neaș... Bă, înțelegi? Nu mai merge astea, mă, băieți, ăștia nu sunt pericol pentru societate, mă, cu numele lor, mă, oameni buni, mă. Mai merge să fie extrem de periculoși, extrem... Da, mă, păiesc, extrem de periculoși și parlamentarii, a distrus țara, a dus omul în disperare, om cu alb, părul alb, bătrân, să ducă înăuntru să dea foc. Voi vă dați seama? Și lumea, în loc să zică criminale, să arunce cu pietre, ca să vezi în ce stil ați adus poporul, lumea zice erou, eroul nostru. În loc să zică, băi, lăsai atâția tați, să plângă copiii lor, să îndoliți. A ajuns lumea să-și că erou. Voi vă dați seama? Oamenii ăștia de la putere, în ce hal ați adus poporul ăsta? Deci, gândiți-vă, da? La Ceaușescu, că tăia și spânzura. Treaba voastră. Când o dispera prostimea, să s-aleagă praful de mine, dacă nu vă distruge, vă nimicește. Nu mai trebuie să vă dea jos. Că v-ați bucura, atunci în momentele alea o să te bucuri să zici ia în funcția că nu mai vreau, dar vă ia și viața, prostimea. Treaba voastră. Pamflet, această emisiune este un pamflet, tratați-o ca atare, etc. Da? Cum? Domnul Iriado, te iubesc. Fulger uraganul, te pup cu mătru meu. Asta zic, bă, băieți, lăsați-ne cu știrile și astea. Și iar băieți ăștia care vedeți pe TikTok a postat pe Nuțu, pe Caranic, a făcut ca adres, da? Bloc, șters și dați jos, nu? Dați jos. Lăsați-ne, mă, nu mai împrăștiați, mă, minciuni, mă. Plecați, bă, că pe vremea lui Ceaușescu s-a făcut așa. S-a împrăștiat minciuni. Și a băgat fraierii între prostime, du-te, mă, acolo și trage, să zic că s-a tras în popor. Băi, terminați, mă, dacă nu pot să conduc și tot ministrul justiției. Eu, ministrul justiției, să știi și tu. Lege nouă, da? Pe timp de zi, de noapte, dacă ai complotat împotriva unui nume, unui șmecher, da? În haită, se condamnă de la 5-20, da? Pe timp de zi, dacă ai vorbit un șmecher de rău, ce? Și o legendă cu nume, da? Condamn 20 de zile flămând, da? Vedeți multă treabă voastră, că am și o comunitate, mii de oameni, poate nu sunt toți acoaiși, care, da? Ne întâlnim în piața Revoluției, Constituției, da? Facem un șpriț, facem, mergi la nuntă, cursă. Pe vremurile, da? Eu sunt între cei mai puternici șmecheri, care nu-ți dai seama de asta, înseamnă că ești prost și nu ai inteligența dezvoltată. Eu la ora actuală sunt unul dintre cei mai puternici șmecheri. Da? Sunt o forță, ca presa.